Salutare, dragi prieteni! Astăzi continuăm cu prezentarea din seria episoadelor astrologice. Am ajuns la compatibilitatea Scorpionului cu celelalte zodii, care se bazează pe calitatea de bun coechipier și pe devotamentul deosebit al nativului din Scorpion. Haideți să vedem cum se înțelege un Scorpion cu ceilalți. Scorpion berbec. Chiar dacă există o natură sălbatică în fiecare dintre aceste două zodii, care ar putea da naștere unei pasiuni puternice între ele, mai ales în dormitor, sunt mari șanse ca această combinație să nu funcționeze foarte bine, pentru că atât berbecul cât și scorpionul vor încerca să domine relația în care au intrat. Dacă încăpățânatul berbec este cel care va încerca mai degrabă să își impună punctul de vedere, scorpionul este cel care va prețui mai mult această relație, încercând să o păstreze și să o întrețină. Dintr-un anumit punct de vedere însă, misiunea scorpionului nu va fi ușoară, pentru că berbecul nu este una dintre cele mai loiale zodii, iar stilul lui de a flirta permanent va scoate la iveală gelozia proverbială a scorpionului. Și berbecul poate fi gelos la rândul lui, iar această gelozie sigur nu va fi un liant între cele două zodii, deși ciocnirile lor vor fi puternic argumentate aproape de fiecare dată, tot ciocnirii rămân, iar armistițiul, de multe ori, va întârzia să apară. Ambele zodii iubesc puterea și pentru că atât berbecul cât și scorpionul vor căuta lumina reflectoarelor, ei trebuie să învețe să împartă acest lucru. Deși mereu va exista o atracție puternică între cele două zodii, sunt puține șanse ca berbecul și scorpionul să îmbătrânească împreună. Natura lor este una relativ conflictuală și, oricât de multă pasiune va exista între ei, niciodată nu vor avea deplină încredere unul în celălalt. Scorpion Taur. Fiind două semne opuse pe cercul zodiacal, scorpionul și taurul sunt diferite la bază. După cum se știe, lucrurile opuse se atrag cu putere. Însă nu trebuie pierdut din vedere că ciocnirea lor, atunci când are loc, poate avea ca efect o explozie spectaculoasă. Dacă sunt în esență diferite, nu înseamnă că aceste două zodii nu au chiar nimic în comun. Problema aici este alta. Personalitățile lor puternice fac de multe ori ca relația să fluctueze în limite destul de largi, de la pasiune puternică până la ură imediată. Fiind vorba despre două zodii posesive și deopotrivă încăpățânate, scorpionul și taurul își pot recunoaște reciproc aceste calități. Și plecând de la acest lucru, se pot înțelege unul pe celălalt. Pentru că fiecare dintre ei știe foarte bine ce dorește într-o relație, este capabil să ofere același lucru și partenerului. Prin încrederea unuia față de celălalt și stabilitatea astfel obținută în cadrul unei relații, scorpionul și taurul pot forma o echipă puternică, capabilă să treacă ușor peste orice neajuns. Partea frumoasă în această combinație este că împreună, prin aportul fiecăruia dintre ei, se poate ajunge la un rezultat complet. Tratată cu grijă, relația dintre scorpion și taur are potențial. Scorpion-Gemeni. Relația dintre gemeni și scorpion poate fi una plină de succes, dacă cele două zodii reușesc să facă anumite compromisuri și să accepte anumite diferențe prezente în natura celuilalt. Ambele zodii pot fi partenerii buni de dialog, iar curiozitatea pe care o afișează vis-a-vis de spațiul înconjurător și de misterele naturii umane le oferă ușor subiecte de discuție. Împărțind aceste mici descoperiri interesante, scorpionul și gemenii se vor menține interesați unul față de celălalt pentru perioade lungi de timp. În altă ordine de idei, deși o fire comunicativă, scorpionul are nevoie din când în când și de momente de liniște și siguranță, în care se va retrage în sine pentru o reechilibrare a propriului eu interior. Gemenii nu prea știu însă
să renunțe la discuții, iar acest aspect, mai ales în momentele în care scorpionul are nevoie de liniște, poate dăuna relației. Acestor două zodii le place să vorbească și, prin urmare, comunicarea dintre ele va fi excelentă. Dialogurile acestea însă se mai transformă câteodată și în controverse, iar certurile născute de aici pot fi considerate sarea și piperul unei asemenea relații, pentru că atât scorpionului cât și gemenilor le place o dezbatere argumentată. O astfel de relație poate funcționa dacă cele două zodii învață să lucreze în tandem. Astfel, ar trebui ca gemenii, zodie de aer, să aibă o strategie bine pusă la punct și să-și conducă partenerul spre un scop anume, iar scorpionul, zodie de apă, ar trebui să facă o investiție emoțională în această relație, pentru ca acest plan pus la dispoziție de gemeni să fie îndeplinit cu pasiune. Scorpion, Rac. Fiind două zodii de apă, atât scorpionul cât și racul sunt zodii bine definite emoțional. Prin urmare, această combinație poate fi una deosebit de pasională, cu șanse foarte mari să funcționeze. Un aspect important în această relație este cel legat de atracția sexuală. Pentru că aceasta va fi mereu puternică între scorpion și rac. Împreună, aceste două zodii vor avea o viață intimă fericită, în care se vor implica total, iar momentele plăcute trăite alături vor rămâne amintiri puternice pentru un timp îndelungat. Fiecare va intui destul de bine ce se ascunde sub carapacea dură a celuilalt și va încerca să compenseze slăbiciunile acestuia prin propriile sale forțe, formând împreună un tandem deosebit de valoros din punct de vedere emoțional. După ce vor ajunge să se cunoască bine, încrederea reciprocă va fi extrem de puternică și fiecare în parte va încerca să-l apere pe celălalt cu toate forțele pe care le deține. Chiar dacă vor ajunge să se cunoască suficient de bine, un anumit mister va rămâne mereu în această relație. Și asta nu este neapărat un lucru rău, pentru că va face combinația puțin mai interesantă pentru fiecare dintre parteneri. Scorpionul va păstra de fiecare dată câte un mic secret, iar racul va avea mereu ascuns în carapacea sa un anumit detaliu privitor la viața sa interioară. Ambele zodii sunt semne de apă și acest lucru certifică adâncimea emoțională a fiecăruia. Împreună vor învăța să-și descopere trăirile intime și, plecând de la acest aspect, relația lor poate fi una foarte stabilă și de lungă durată. Scorpion, Leu. Legătura formată între un scorpion și un leu are șanse destule să fie una trainică. Însă, de multe ori, se poate întâmpla ca întâlnirea lor să fie una cu scântei. Deși mulți pot crede că un scorpion și un leu sunt sortiți să eșueze într-o relație, există căi pe care aceste două semne pot merge împreună către un ideal comun. Ambele zodii sunt posesive și geloase, însă loialitatea de care sunt capabile una față de cealaltă poate scuza aceste simțiri mai puțin admirabile. Scorpionul și leul știu să se respecte și reușesc să își înțeleagă destul de bine propriile nevoi pentru a putea acorda o grijă deosebită față de cele ale partenerului. Dacă leului îi place să fie admirat și lăudat, și scorpionul are la rândul lui nevoie de confirmări din partea partenerului, dovezi că acesta ține la el și îl prețuiește. Practic, fiecare dintre cele două semne are șansa să fie fericit atunci când vede în ochii partenerului o anumită venerație. Leul este de obicei zgomotos și colorat în manifestări, iar scorpionul, care are suficientă răbdare cu acesta și care va ști să îl aplaude la momentul potrivit, va avea numai de câștigat într-o asemenea relație. Oricum, nu va fi o muncă ușoară pentru niciuna dintre zodii să facă această relație să meargă așa cum ar trebui.
Pe de altă parte, dacă aceste două semne ajung să nu mai aibă încredere unul în celălalt, va fi vai și amar, pentru că fiecare este capabil de răzbunare și sunt puține cazuri în care atât leul, cât și scorpionul lasă polițe neplătite. Leul, fiind semn de foc, este impulsiv și de multe ori puțin prea grăbit. Scorpionul, ca semn de apă, este schimbător. Împreună, atâta timp cât leul reușește să își controleze puțin pornirile, iar scorpionul acceptă să arate doar o singură față partenerului, lucrurile au șanse mari să funcționeze. Scorpion fecioară. Aceste două zodii sunt cumva mai puțin sociabile și preferă să ocolească aglomerațiile pentru a întreține o relație în spațiul mult mai intim al propriei case. De aceea, legătura lor poate fi una puternică, bazată pe o serie de valori comune tradiționale. Într-o astfel de relație, fiecare partener aduce o serie de secrete, mai mici sau mai mari, care îl va face pe celălalt extrem de interesat. Pe de altă parte, ambele semne intuiesc destul de bine natura umană și vor ajunge să se analizeze unul pe celălalt, iar asta le va servi și ca subiect de conversație. Ambele zodii sunt pragmatice și vor lupta împreună pentru a dobândi o serie de valori materiale. Dacă scorpionul aleargă după putere, fecioara caută ordine și împreună pot atinge scopul pe care și l-au propus, indiferent la ce depărtare se află acesta. Dacă scorpionul ajunge să spună lucruri mai puțin plăcute fecioarei și să o critique folosindu-se de micile slăbiciuni ale acesteia, fecioara va răspunde neîntârziat și îi va administra o corecție scorpionului. Dacă lucrurile vor escalada pe mai departe, relația lor poate fi compromisă. Fiind zodii de pământ și de apă, ele se pot înțelege numai dacă vor avea grijă să nu se amestece prea mult în treaba celuilalt. Câteodată, fecioara trebuie să-l lase în pace pe scorpion și să nu îi tulbure lacul în care acesta se scaldă liniștit. Iar scorpionul, pe de altă parte, trebuie să înțeleagă nevoile de bază ale fecioarei și să nu micșoreze importanța pe care ea le acordă acestora. Scorpion balanță. Aceasta este o relație care are toate șansele să funcționeze, pentru că scorpionul este un specialist al legăturilor dintre oameni, iar balanța este construită în mare parte din emoții. Împreună pot forma o combinație solidă care poate dura la nesfârșit. Fiind două zodii loiale în dragoste, reușesc cu ușurință să stabilească o uniune trainică, bazată pe încredere reciprocă. Relația lor se va desfășura mai ales la un nivel emoțional, pentru că ambele semne tânjesc după apropiere sufletească și, din acest punct de vedere, își găsesc în partener oglinda perfectă. Scorpionul este mult mai direct atunci când încearcă să cucerească pe cineva. Și dacă balanța nu răspunde imediat acestei provocări și tărăgânează lucrurile, scorpionul poate renunța după un anumit timp. Acesta ar fi unul dintre pericolele care pot pândi potențiala lor relație. Scorpionul și balanța pot realiza lucruri deosebite împreună dacă își propun acest lucru. Pe lângă relația amoroasă pe care o dezvoltă, ei pot lucra împreună și la un anumit proiect, care, printr-o combinație de emoție și intelect, poate avea un succes răsunător. Pentru că balanța este semn de aer, iar scorpionul este semn de apă, relația lor vor aduna atât luciditatea primei zodii, cât și puterea emoțională a celei de-a doua, pentru a rezolva aproape orice problemă, indiferent dacă este de natură logică sau sentimentală. Scorpion, scorpion. Riscând să se transforme în adevărate războaie. În cazul acesta, doi partenerii scorpioni pot avea totul sau nimic. Succesul acestei combinații depinde foarte mult de modul în care aceștia intră în relație, de încrederea pe care o dobândesc unul în celălalt pe parcursul acesteia și de pasiunea pe care sunt capabili să o investească.
pentru că scorpionul este posesiv și gelos. Combinația aceasta are nevoie mereu de anumite confirmări. Dacă acestea vin doar dintr-un singur sens, relația va eșua. Astfel, când ambii parteneri oferă semnale clare de prețuirea celuilalt, au mari șanse ca împreună să atingă fericirea. Scorpionul este semn de apă, iar doi nativi ai acestei zodii vor forma o combinație plină de pasiune, bazată pe comunicare sau, într-un cuvânt, totală. Niciodată nu vor exista compromisuri în acest tip de relație, pentru că scorpionul este obișnuit să ofere totul sau nimic. Scorpion săgetător. Atât săgetătorul, care se aruncă de obicei în dragoste cu capul înainte, cât și scorpionul, care nu prea știe nici el ce este aceea răbdarea, sunt tentați să sară anumite trepte într-o relație. Dacă această combinație se formează mult prea repede, fără a avea o bază solidă, consolidată în timp, construcția riscă să se dărâme ușor. Cele două zodii văd dragostea într-un mod diferit și asta îi poate costa câteodată. Dacă scorpionul este cel care pune accent pe sentimente, fiind puțin mai prudent la începutul unei relații, săgetătorul este cel impulsiv, care se aruncă într-o relație doar pentru a vedea ce surprize îi rezervă aceasta. Când săgetătorul este nemulțumit de ceea ce găsește aici, poate părăsi această combinație la fel de rapid, trecând mai departe fără mustrării de conștiință. Ambele zodii sunt impulsive și văd viața ca pe o aventură continuă. Împreună vor încerca să rezolve o serie de mistere cotidiene, pentru că sunt extrem de curioși și vor alege de multe ori călătoria ca o modalitate de a explora spațiul înconjurător, de la picnicul de weekend din apropierea casei lor, până la excursii bine planificate peste mări și țări. Relația celor doi va fi un amestec de pasiune, impulsivitate, mister și flexibilitate. Dacă cei doi vor reuși să aibă suficientă încredere unul în celălalt și să comunice permanent, relația va rezista în timp. Scorpion Capricorn. Începutul unei relații între scorpion și capricorn poate fi anevoios, pentru că ambele semne știu să își ascundă foarte bine sentimentele. De multe ori se poate întâmpla ca o relație între aceste două zodii să se piardă chiar înainte de a începe, pentru că niciunul dintre cei doi posibili parteneri nu îndrăznește să facă primul pas, așteptând mereu de la celălalt un semnal clar de prețuire. Atunci însă când apropierea are loc și nu mai există loc de întoarcere, tocmai acest caracter relativ ascuns al scorpionului și al capricornului îi ajută să formeze o legătură solidă. Pentru că ambele zodii au o lume interioară puternică și pentru că atât scorpionul cât și săgetătorul țintesc o relație matură, vor avea succes împreună numai dacă vor renunța la o parte dintre barierele ridicate în jurul lor. Dacă scorpionul va ști să își lase armele deoparte și să îmbrățișeze caracterul serios al capricornului, combinația aceasta va dăinui pentru mult timp. Un cuplu format din nativii acestor două zodii va fi extrem de puternic, reușind să rezolve aproape orice problemă apărută în cale. Bazându-se pe siguranța și pragmatismul capricornului și pe puterea emoțională pusă la bătaie de scorpion, relația lor va atinge numeroase culmi. Scorpion vărsător. Scorpionul și vărsătorul sunt zodii foarte diferite și asta se poate vedea destul de clar chiar în aspirațiile și nevoile fiecăruia. Dacă scorpionul este un semn introvertit, care se închide de multe ori în sinea sa, analizând în tăcere lumea înconjurătoare, vărsătorul este cel care se exprimă la vedere, fiind un extrovertit autentic. Relația dintre scorpion și vărsător poate fi considerată uneori destul de rece. Partenerii sunt, mai ales la început, destul de rezervați în dragoste, iar dovezile de iubire pe care ar trebui să și le ofere reciproc întârzie de multe ori să apară.
dacă reușesc să evolueze împreună, trecând prin etape care le vor aduce încredere și respect reciproc, totul va fi bine, iar relația lor va deveni omogenă și lipsită de conflicte puternice. Altfel, dacă scorpionul va încerca să preia puterea în cuplu, fără să înțeleagă că vărsătorul nu se va preda niciodată, combinația aceasta va eșua cu siguranță. Vărsătorul este o persoană sociabilă, extrovertită, care adoră să fie înconjurat de oameni, în timp ce scorpionul preferă de multe ori să se retragă în singurătatea oferită de propria casă. Acest lucru va isca de multe ori conflicte și dacă niciunul dintre parteneri nu este de acord să facă o serie de compromisuri pentru a se apropia de celălalt, relația lor va găsi rapid un final. Dacă aceste două zodii vor învăța să trăiască împreună, relația lor va avea atât luciditatea vărsătorului, cât și forța emoțională adusă de scorpion. Scorpion, pești. Fiind semne de apă, scorpionul și peștii au foarte multe în comun, iar legătura dintre ei poate fi una extrem de puternică. Practic, ambele zodii pot trăi împreună în același lac liniștit, conectându-se unul cu celălalt la nivelul idealurilor și ambițiilor lăuntrice. Pentru că se cunosc atât de bine unul pe celălalt, scorpionul și peștii vor avea acces aproape instinctiv la multe dintre secretele celuilalt. Tot datorită acestui fapt, vor ști să își ierte reciproc micile evadări în singurătatea de care au amândoi nevoie la un anumit timp. În general, ambii sunt fini cunoscători ai naturii umane și, folosindu-se de intuiția proprie zodiilor de apă, vor forma împreună o pereche deosebit de puternică emoțional, care va reuși să își urmeze și să ducă la îndeplinire vise comune și planuri pe termen lung. Împreună se vor folosi de oameni într-un mod pozitiv, pentru a construi edificii interesante și deopotrivă durabile. Relația aceasta este una armonioasă pentru că fiecare dintre cele două zodii se simte bine în compania celeilalte, iar mediul în care vor trăi împreună va fi unul calm și comod. Intimitatea aceasta, câștigată împreună, va sta la baza unei relații trainice, care le va oferi permanent un loc în care se pot întoarce după momente mai puțin agitate ale vieții. Atât din compatibilitatea scorpionului cu celelalte zodii. Voi ce credeți? Sunteți scorpion sau vă înțelegeți cu scorpionii? Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun că aștept să ne reauzim cu mare drag. Pe curând!